UPL vă recomandă Airone SC. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Vă spuneam un pic mai devreme în cadrul jurnalului nostru de știri că de la această oră vom discuta despre legumicultura. O să vorbim despre programele de minimis, o să vedem care sunt părerile, reacțiile producătorilor agricoli. Dacă aceste programe sunt ceea ce și-au dorit, dacă sunt suficiente de generoase, dacă sunt suficient de generoase cu dumnealor din punct de vedere financiar, dacă puteau fi găsite și alte soluții sau mai discutat astfel de teme, astfel de subiecte, și cred că n-am reușit încă să tragem o concluzie. Poate că în seara asta o să ajungem la un numitor comun și invitații mei o să se pună de acord. De asemenea, vreau să discutăm și despre accesul la piață. Piața de desfacere reprezintă un punct important pentru orice producător, indiferent că vorbim de cei din zootehnie, legumicultură și așa mai departe. Fermierii mici din ce în ce mai greu pătrund în marile magazine. Prețurile, am înțeles că în momentul de față nu sunt chiar foarte bune pentru cei care au acces acolo. Au fost anumite discuții din partea unor lanțuri de magazine cu producătorii și li se cerea acestora din urmă să mai scadă un pic prețul, pentru că încasările marilor magazine ar avea de suferit în această perioadă. Asta în contextul în care toate inputurile au crescut, a crescut prețul de producție și implicit câștigurile celor care muncesc s-au diminuat, au scăzut. Ăsta ar fi iarăși un subiect, dar o să vedem cum stau lucrurile. În același timp mă gândesc cum se descurcă micii producători, cei care practic n-au puterea să ofere marfă lanțurilor de magazine și sunt nevoiți să vândă în piețe, în magazine de cartier și așa mai departe, în contextul situației actuale. COVID-ul și-a pus amprenta și pe această latură. Multe dintre punctele alimentare, dintre piețe, sunt închise sau trebuie să închidă mult mai devreme și atunci e clar că se întâlnesc mai rar cu cei care cumpără. O să discutăm și despre lucrul ăsta, dar sunt convins că vor mai fi și alte subiecte. Dacă dumneavoastră considerați că ar mai fi de abordat alte teme, puteți să ne scrieți pe pagine de Facebook AgroTV sau AgroTV-Agricultura la Raport. De ce nu? Să intrați în direct prin telefon la 031 405 2800, un telefon cu tarif normal. Îi am alături de mine pe domnul Victor Lăcătuș, profesor doctor. Mulțumesc tare mult, domnule profesor. Mă bucur să știu că sunteți în seara asta aici. Bună seara. Domnul Gheorghe Vlad, legumicultor. Bună seara, mulțumesc. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Ion Păunel. Bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Domnul Păunel este prin aplicație, ne vede și ne aude dintr-o altă locație. O să încercăm. Bună seara, domnul Păunel. O să încercăm să luăm legătura și cu domnul Mircea Bujor. Îmi spun cei din regie că au reușit să stabilească această conexiune tehnică și îl avem și pe domnul Mircea Bujor, de asemenea prin aplicație alături de noi. Bună seara, domnul Bujor. Bună seara, vă spun și eu. Bun, haideți că vă și vedem, vă și auzim. Cred că sunteți undeva în trafic în mers, dar nu e nicio problemă că ne putem face auzi și înțeleși. Întâi de toate, aș începe cu cei din platou și aș deschide discuția noastră cu domnul Vlad Gheorghe, care vreau să vă spun că n-a venit cu mâna goală. A venit cu aceste două ghivece, da? O să le arăt și către colegii mei la cameră. Ăsta e unul dintre ghivece, da? Nu știu dacă au reușit să îl focalizeze sau nu. Și cel de-al doilea, pe care o să vă rog să-l prezentați dumneavoastră, domnul Vlad. Ce avem aici? Ștevie și urzică. Urzică, da? Ce simbolizează? Că poate ne
spune și nouă, nu de alta, dar n-aș vrea să plec de la emisiunea asta fără să știu care e rolul lor în cadrul emisiunii. Sunt culturi plantate de dumneavoastră, sunt aduse de undeva sau ce reprezintă? Asta e din flora spontană, pentru că natura a făcut ca unele culturi pe care astăzi sunt în piața românească să nu aparțină atestatului de producător. Pe lângă ele mai intră o categorie, iar cei care știm foarte bine se ocupă cu recoltatul urzicilor, arșteviei, fructele de pădure, ei nu beneficiază de acel atestat pentru că, nefiind proprietate, flora spontană nu le permite să vândă asemenea produse. Dar raportat la ce situație traversează astăzi legumicultura, asta este puterea de subvenție pe care cred că poate să ne acorde guvernul în situația de fapt astăzi în care se găsește legumicultura. Pentru că avem atâta vorbire, atâtea discuții, atâtea materiale și la ora actuală este nimic concret. Indiferent de program, de minimis, cum vrem să-l definim noi, la momentul ăsta nu se știe clar care este cota, care este suma care se va repartiza și culturile respective. Datorită faptului că organizațiile nu au fost consultate concret pentru a face un plan de cultură și a ști anumite cantități pentru perioada lui 2021 și mă raportez că e posibil să ne întoarcem la cea rudimentară, pentru că toate investițiile astăzi în legumicultură le-am făcut pe conturi proprii fiecare din micul producător. Mai puține sprijine de vreun an și ceva de zile, chiar doi, dar sunt nesemnificative și aici vreau să pun accent că la spațiile protejate, și aici fac trimitere către un hectar de sere, este undeva la vreun milion, un milion jumătate de euro, un program, un beneficiar este beneficiarul unui 2 milioane de euro per total cât este raportat în PNDR, ceea ce este insuficient pentru a mări suprafața de spații protejate moderne și a avea o perioadă de 9 luni de zile produse din legumicultură pentru autoconsum la nivel național. Să înțeleg, glumind un pic, că ne propune să consumăm cât mai multe urzici și cât mai multe ștevie, nu? Este zona cu verdeață, da, dar e postul. Bine, ele sunt sănătoase, nu spune nimeni că nu sunt, da. E postul mare și cred că îl traversăm mai lejer, așa, decât să mai luăm din supermarketuri. Când vine din diferite țări, ați văzut că sunt diferite fructe care nici nu le cunoaștem, în afară de portocală, mandarină și ce mai avem noi, banane. Așa că ele sunt din flora spontană, sunt predestinate, majoritatea cred că am crescut mari cu ele, nu ne dezicem de ele. Domn profesor, ce părere aveți de ideea asta a domnului Vlad de a ne prezenta aici cele două ghivece cu ștevie și urzici? E un îndemn la o alimentație sănătoasă, eu așa-și traduce. Da, trebuie să spun ceva, și anume, nu trebuie niciodată să scoatem din contextul în care trăim un anumit subiect. Eu sunt de acord că urzica vine cu nu știu ce elemente, mă rog, știu de când eram copil, când ieșeam noi din iarnă repede să consumăm urzici, să consumăm lăptuci, să consumăm ștevie, bla 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 bla. Nu trebuie să uităm însă că în momentul de față, piața aproape nu face nicio diferență între 1 ianuarie și 31 decembrie. Găsești aproape orice. Deci aproape orice. În același timp, omul modern, eu spun lucrul ăsta să fiu puțin în contradicție cu Vlad, asta nu înseamnă că refuz să consum aceste verdețuri din flora spontană, cum spune colegul nostru Vlad. Dar trebuie să ținem cont de faptul că omul s-a civilizat, are un alt nivel de cultură, nu mai consumăm ca înainte în neștire de la gamelă și sigur cum ieșim în primăvară, hai să ne curățăm un pic și să consumăm verdețurile astea. Nu. Păi nu, dar eu înțeleg cu totul și cu totul altceva, nu. Că domnul Vlad practic a vrut să atragă atenția că în momentul de față sunt date diferite ajutoare, diverse sume pentru niște culturi care practic, ce se întâmplă cu ele? Nu aduc rezultate sau sunt bani împărțiți haotic, anapur? Deci în afară de aspectul ăsta vreau să spun că sunt anumite produse din flora spontană care nu pot fi trecute pe atestatul de producători. Ei, cei care le colectează nu pot să le vândă către piețe datorită faptului că ei n-au un document. Adică ele practic se regăsesc în pădure, pe locuri unde știți foarte bine cum se recoltează.
inclusiv nucile verzi, inclusiv fructele de pădure, tot ce înseamnă măceși, porumbe, orice. Deci ei care să au această îndelenicire, o tradiție a lor, nu sunt beneficiari de atestat de probabil, una din partea legalității și al doilea e exact ce spuneți dumneavoastră. La situația actuală, noi nu avem definite culturi, nu știm cu ce ne vom confrunta, ce sprijin vom primi, legumicultura e undeva așa într-un neam. Bun, haideți să vedem dacă ceilalți colegi ai dumneavoastră au înțeles mai bine ce sprijin vor primi. Domnul Păunel, dumneavoastră știți care e sprijinul și la ce se referă în momentul de față? Că uitați, domnul Vlad e într-o ușoară confuzie, să zic așa. Vreau să pară într-o ușoară confuzie. Vreau să spun câteva lucruri vis-a-vis de aceste legume verdețuri din flora spontană. Niciodată nu să fie aceste legume verdețuri pe atestat de producător, că nu vorbim de legume care le recoltăm din grădinile proprii și nu se regăsesc în tratatul de legumicultură și așa mai departe. Este o îndelenicire, așa cum a spus Vlad, asta e altă treabă. Stevia este și urzica în tratatul de legumicultură. Fermierul nu este proprietar pe pădure sau pe locul unde cresc aceste tipuri de plante. Dacă omul dorește să-și... Eu așa mi-am adus aminte copilărie și părinții mei și eu am fost adunat de urzici și de ștevie pentru familie. Și dacă cumva mai și vindeam câte ceva, nicio problemă. Da, dar avem, n-am văzut mai devreme răsadul dumneavoastră, avem loboda verde, loboda roșie, plante aromatice, plante legume verdesuri care sunt produse inclusiv la stațiunea de la Buzău și așa mai departe, dar aceste plante trebuie semănate și produse în grădinile legumicultorilor. Vis-a-vis de programele pe care Ministerul Agriculturii le pregătește pentru anul 2021, avem o consultare publică pe site-ul Ministerului Agriculturii încă de săptămâna trecută, două scheme de ajutor pentru sectorul legume, una este pentru cultivatorii de usturoi care continuă în aceleași condiții ca și în anii precedenți, deci cultivatorii de usturoi pot beneficia și anul acesta de ajutorul de minimis dedicat cultivatorilor de usturoi și ca o noutate, să zicem așa, într-un fel sau altul, și aici eu zic că Ministerul ne-a ascultat, bugetul pentru acest program este de 3.100.000 de euro, cu 1.600.000 de euro mai mare decât în anul 2020. De asemenea, tot în consultare publică, și a fost prezentat și către domnul ministru Nechita Adrian Oros, avem un nou program care înlocuiește programul Tomata. Vorbim aici de ajutor de minimis pentru legumele cultivate în spații protejate, unde avem o gamă mai diversificată de legume. Aici pot să aduc aprecieri din partea noastră către reprezentanții Ministerului pentru că s-au gândit la o diversitate de legume, pentru că, într-adevăr, tomata este regina legumelor, dar avem nevoie de biodiversitate în piață, avem nevoie de mai multe tipuri de legume și avem mai mulți producători care, din tată fiu, cultivă și alte specii de legume. Și aici aș vrea să amintesc legumele care sunt momentan incluse în program. Vorbim de tomate, vorbim de ardei gras și ardei lung, adică ardeiul capia, vorbim de vinete, castraveți, varză albă și varză roșie. Ce mai știm? Că acest program are alocat aproape 30 de milioane și 800 de mii de euro, deci aproape 31 de milioane de euro, iar suma per beneficiar va fi în jur de 2000 de euro. Bineînțeles, acest buget, ca și în anul trecut, se va împărți la numărul de beneficiari. Ca elemente de noutate în acest an, pe lângă gama variată de legume, fermierii au obligația de a se înscrie la APIA cu suprafețele pe care le dețin cultivate cu legume în spații protejate. Fermierii vor primi doar pentru un tip de legumă, vor primi doar pentru 1000 de metri pătrați. Perioada de depunere este până la 17 mai, conform și înregistrărilor la APIA, iar pentru valorificare, aceste lucruri sunt lucruri propuse de Ministerul Agriculturii, iar pentru valorificare la tomate și castraveți putem valorifica până la data de 15 iunie, pentru vânătă, ardei gras, ardei lung, castravete și, pardon, ardei lung și varză albă, respectiv varză roșie, avem până la data de 1 iulie. Dacă mai îmi permiteți un mic aspect să-l mai semnalez, de ce este în consultare publică, vreau să vă anunț că la acest tip de ajutor de minimis, inclusiv domnul Vlad și organizația pe care o reprezintă, OIPA Legume Fructe, am fost chemați. Într-adevăr, fiecare a venit cu un tip de propunere și așa mai departe. Cred că Ministerul a ales o variantă destul de corectă, deci am fost chemați la consultări, nu trebuie să mințim pe acest aspect, că am bătut câmpii pe acolo și n-am vorbit de ajutorul de minimis, aia e altă treabă. Dar, fiind în consultare publică această
proiect de hotărâre de guvern. Avem câteva aspecte pe care vrem să le sesizăm și avem adresa pregătită. Mâine dimineață va fi trimisă către Ministerul Agriculturii și departamentele de resort. Dacă îmi permiteți, aș vrea să amintesc câteva din ele. Cred că Ministerul a omis și introducerea ardeiului gogoșar, pentru că face parte tot din specia ardei. Noi am mai solicitat ca inclusiv legume precum fasolea uzucătoare, gulia, legumele verdețuri și conopida să fie introdusă. Nu vedem oportunitatea culturii de varză roșie. Nu știu de ce s-a ales acest produs. Cred că nu este specific nici măcar pentru a fi cultivat în spațiu protejat. Într-adevăr, s-ar putea să fim deficitari la producția de varză roșie per România. S-ar putea și de aici să fie această gândire a Ministerului. Deci noi dorim să introducem o gamă mai largă de legume de asemenea. Bun, haideți să, domnul Păune, l-am rugămintea să lăsăm și pe domnul Bujor, că și dumnealui e undeva prins în trafic și s-a oprit tocmai să dialogueze cu noi. 10 secunde de publicitate și apoi haideți să vedem ce spune și domnul Bujor pe aceste programe, dacă îi se par sumele pronunțate de domnul Păunel suficiente sau ar mai fi ceva de completat, de adăugat. Polenizarea naturală asigură un spor de producție și calitate culturilor dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Bun, domnul Bujor, ne auziți, da? Da, vă aud. L-ați auzit pe domnul Păunel? L-am auzit. Stați că îi dau replica acum imediat. Vă rog. Dar de ce râs, mă? Că am zis și eu de urzi și de ștevie, că n-aveți atestate. Păi, suntem în direct, am înțeles că aveți... Da, suntem în direct, domnul Bujor, nu... Nu, s-au dus cele 10 secunde de publicitate. Vă aude toată lumea, nu numai noi. De ce mai temere de a vorbi? Ce a spus domnul Vlad cu ștevia și urzică și eu îndemn la consum, nu cred că e necesar să îl trecem în carnetul de producător, pentru că este pentru o perioadă scurtă și nu are rost să trecem. Da, mă, dar nucile verzi, porumbele, măceșele, tot nu le dă voie. Nu e nicio problemă. Nu acolo avem probleme. Referitor la ajutorul de minimis, acolo chiar avem probleme, să știți. Adică dacă avem 2000 de euro pe beneficiar, pe 1000 de metri pătrați, și s-a împărțit deja la 5 culturi, am înțeles, după părerea mea, cred că mai mult de 500 de euro pe beneficiar nu o să fie. Nu știu cum calculează toată lumea, dar din calculele mele nu o să fie mai mult de 500 de euro pe beneficiar. Și ăsta e un lucru foarte rău, să știți, că toată lumea... Va fi mai mult, Bujor. Lasă-l, mă, să mărmească, mă. Va fi mai mult. Dacă ajungi la Apia, ești eligibil cu 1000 de metri? Da, la mine se aude foarte greu, să știți. Nu-ți dă eligibilitate. Bun, haideți să-l lăsăm să-și ducă ideea, că fiind prin aplicație ne percepe, ne aude mai greu. Vă rog, domnul Bujor, continuați ideea. Bun. Acum, dacă... Noi avem o sumă de bani și o împărțim la toată lumea. Toată lumea se gândește, domne, am 2000 de euro pe care mi-l dă statul, vând în pierdere, vând cum vând, nu am vânzare sau am, el, omul, își calculează cei 2000 de euro. Dacă ajunge la final, cum am fost anul trecut, și în loc de 3000 de euro am primit 2200 sau cât am primit, atunci... Omul zice, băi, pe stai puțin, ce am făcut? Am intrat în pierdere, pentru că el își calculează exact cei 2000 de euro. Noi înțelegem, domne, nu e bine să iei subvenția în calcul. Suntem de acord cu chestia asta. Zicem noi că suntem un pic mai deschiși la minte. Dar sunt și oameni care, domne, calculează acei 2000 de euro ca și profit. Acum, părea mea că dacă este în consultare Republică, ar trebui să aplece urechea și să spună clar, domne, uite care trebuie, asta e suma. Astea sunt suprafețele care pot fi cultivate anul acesta. Omul să știe clar, domnule, dacă cultiv, să știu că primesc 1000 de euro, 1500, 2000 de euro. Cum ne-am pomenit la usturoi? Ați văzut cum ne-am pomenit la usturoi? În loc de 3000 de euro am primit 1500 de euro. Adică nu poți să te duci la jumate. Acum puteți să spuneți și dumneavoastră, ca să înțelegem un pic mai bine această problemă. Domnul Păunel. Mulțumesc.
Sunt și eu puțin parțial cu domnul, de acord cu domnul Bujor, colegul nostru din Salvăm Țăranul Român, dar nu m-ați lăsat să termin ce am spus mai devreme vis-a-vis de adresa pe care o facem mâine. Vom cere suplimentarea bugetului pe care l-a prezentat Ministerul de la 31 de milioane de euro la minim 45 de milioane de euro. Suma per beneficiar să fie tot minim 3.000 de euro. Bineînțeles, se va merge pe aceea schemă ca la sprijinul cuplat, se parte la numărul de beneficiar. Dar aș vrea să mai fac o remarcă. Deci, într-adevăr, avem 5-6 legume care sunt incluse în program, dar nu putem beneficia pentru fiecare în parte, doar pentru un tip de legumă pe care și-l alege producătorul, doar pentru acela poate primi suma care va fi repartizată. Deci nu putem să cultivăm 1000 de metri de ardei, 1000 de capia. Putem cultiva, dar nu putem primi pentru toate dintre acestea. Vom primi doar pentru una. Un alt aspect pe care vom mai sesiza la minister este faptul că acest proiect de AJA a apărut atât de târziu, iar oamenii și-au făcut într-un fel sau altul planificarea, unii chiar au plantat. Și să se dea voie ca cei 1000 de metri pătrați să fie incluși un mix de legume. Spre exemplu, cu 300 de metri pătrați de ardei gras, cu 300 de metri pătrați de vinete și 400 de metri pătrați de tomate sau un mix de cel puțin două legume. Deci, într-adevăr, m-am spus, are și lucruri bune și lucruri rele, dar este în consultare publică. Noi sperăm să fim ascultați atât doleanțele pe care le transmite Uniunea Salvăm Țara Român și alte asociații de profil, pentru că fiecare au poate viziunea dânșilor și așa mai departe, dar și să răspund domnului Vlad cu cei 1000 de metri pătrați corect, nu este doar pentru fermierii care sunt eligibili la APIA. Nu ați înțeles niciun dintre dumneavoastră cum arată această schemă. Fermierul este obligat doar să se înscrie în registrul fermierilor din România la APIA. Nu trebuie să dețină minim 3000 de metri pătrați ca să fie eligibil la sprijin cuplat efectiv ajutor de minimi sau minim 1000 de metri pătrați combinat cu un hectar de teren arabil împărțit în parcele de câte 3000 de metri pătrați. Deci, cu toate că am susținut acest aspect și o să susțin în continuare, doar fermierii care sunt eligibili pentru plata SAPS și fermierii care dețin minim 3000 de metri pătrați de solar să poată să fie beneficiari acestui program pentru a nu mai crea condiții artificiale de divizare a exploatațiilor, pentru că asta s-a întâmplat. Asta am vrut să spun, domnule. Două întrebări. Spune-mi un lucru acum, te rog. Ținta programului, indiferent că îi spune mine sau cum este o abordare a creșterii productivității și a creșterii suprafeței ocupate cu spații protejate? Într-un fel sau altul, poate. Nu într-un fel sau altul, te întreb. Nu ne dorim să creștem productivitatea și suprafața de spații protejate? Corect, dar nu prin ajutoare de minimis. Ajutorul de minimis se dă pentru sectoarea foarte dificultate, domnul Vlad. Da? Ce dificultate să aibă? Pentru performanțele. Pentru a veni cu un sprijin față de fermierii care sunt, așa cum spunea domnul Bujor mai devreme, puțin mai deficitare și fac niște calcule, se vede că din ce în ce forța de muncă e mult mai scumpă, prețul la inputuri a crescut foarte mult, iar produsele noastre sunt Paunel, produse. Și toate culturile din spații protejate trebuie subvenționate, nu numai categoriile astea. Este bine că s-au introdus câteva categorii de legume, v-am spus mai devreme că susțin și mai multe legume. Nu că ți-am spus. E publicat la minister. Susținea doar tomata, domnul Vlad. Păunel, toate spațiile protejate sunt cheltuieli mai multe. Și castraveți nu puteau primi subvenție, da? Eu zic, haideți să vedem și jumătatea plină a paharului, nu doar jumătatea goală a paharului. Bun, hai să luăm publicitate ca să ne mai destindem un pic. Luăm câteva minute și ne reîntoarcem la Agricultura, la Raport. Agri, inteligență și inovație în agribusiness, vă invită să urmăriți Agricultura la Raport.